cred că sunt în asentimentul tuturor să mulțumim doamnei premier Raluca Turcan, vicepremier, că a fost la noi, că ne-a încurajat în programul nostru de dezvoltare viitoare. Am aflat multe lucruri noi și de la dânsa și de la domnul ministru Boloș în legătură cu viitorul program, plan național de redresare și reziliență, unde noi la fix ne încadrăm cu anumite investiții pe care le gândim. Am să o rog să spună câteva cuvinte, mulțumindu-i încă o dată pentru prezența la Iași astăzi. Vă rog. Bună ziua! Încep prin a-l felicita pe domnul director Nane și întreaga echipă de la Antibiotice Iași pentru cei 65 de ani de activitate pentru viață. Pentru noi, vizita de astăzi de la Antibiotice reprezintă un moment de bucurie și de încredere, pentru că am văzut o companie mare, prosperă și cu un plan de investiții extrem de ambițios. Evident că planul de investiții al acestei companii trebuie să meargă umăr la umăr cu planul de sănătate pe care guvernul viitor și-l propune. Iar programul nostru de guvernare, mai ales pe partea de medicamente, urmărește creșterea consumului de medicamente generice și biosimilare și în același timp de reevaluare a tehnologiilor inovative pentru terapii inovative decontate de la bugetul de stat și nu în ultimul rând, inclusiv o reevaluare a activității Agenției Medicamentului, care într-adevăr să stimuleze noi terapii inovative prin evaluările pe care le face pentru terapii și echipamente. La Iași, de asemenea, până în acest moment am vorbit despre sănătate și mă bucur că am ocazia alături de președintele Consiliului Județean Costel Alexe ca în județul Iași să se vorbească extrem de responsabil și aplicat despre sănătate. Și o să punctez câteva proiecte mari de investiții pe care eu sunt convinsă că ieșenii le așteaptă și în care își pun speranța că vor fi sprijinite și vor deveni realitate. Avem spitalul regional, despre care guvernele anterioare au vorbit foarte mult, dar guvernul PNL a adus finanțarea și suntem în etapa de proiectare, o investiție de 500 de milioane de euro. În același timp, avem două mari investiții de institute de sănătate, unul pe oncologie și altul pe boli cardiovasculare, institute care vor fi finanțate din Programul Național de Redresare și Reziliență, pentru că reprezintă investiții pe de o parte în combaterea unor boli care generează decese prevenibile și pe de altă parte pentru că există o piață foarte mare de pacienți care așteaptă tratament, în special pe partea de boli cardiovasculare. În același timp, astăzi suntem în măsură să anunțăm că 122 de milioane de lei vor merge pentru decontarea achiziției de aparatură medicală, echipamente medicale și de protecție în combaterea infectării cu SARS-CoV-2. Aceste proiecte sunt depuse de unitățile medicale din subordinea Consiliului Județean și autorităților publice locale și prevăd achiziția directă, rapidă, de aparatură medicală, aparatură care, pe de o parte, folosește în această etapă de combatere a crizei, dar vor rămâne echipamentele și pe viitor în spitalele din județul Iași. Aș dori să mai menționez un lucru. Noi, în acest proiect pe fonduri europene de decontare a achiziției de aparatură medicală, am plecat de la un plafon de 350 de milioane de euro. 350 de milioane de euro la început au ajuns 1,2 miliarde de euro pentru că necesarul de aparatură în combaterea acestei pandemii a fost uriaș în România, ținând cont că am intrat în această criză sanitară cu un sistem medical complet nepregătit, fără stocuri de urgență, fără echipamente, fără aparatură, cu instituții depopulate, fie că vorbim de medici sau de direcțiile de sănătate publică. Și cu toate acestea, la nivel de gestionare a crizei sanitare, în acest moment putem spune că România a gestionat
comparativ această criză cu țări cu sisteme sanitare puternice. Și lucrul acesta s-a realizat doar pentru că am pus sănătatea publică pe primul loc și nu capitalul electoral. Și în același timp, rezultatul este cu atât mai încurajator dacă privim spre viitor, pentru că în sistemul de sănătate românesc am avut parte de un efort susținut al cadrelor medicale, dar în același timp și de deblocarea unor resurse de finanțare care până acum au fost blocate. Aș vrea să închei spunându-vă încă un lucru. Aici la Antibiotice Iași există o mare resursă de dezvoltare prin finanțarea pe fondul de coeziune a unor proiecte de cercetare ample, de dezvoltare a procedurilor inovative, și avem convingerea că întreaga echipă de la Antibiotice Iași va putea să beneficieze și să folosească această oportunitate pe care noi am creat-o împreună cu președintele Klaus Iohannis în momentul în care am deblocat cea mai mare sursă de finanțare pe fonduri europene de care a beneficiat România până acum. Și această sursă de finanțare de 80 de miliarde, până în momentul de față a fost fructificată la maximum, ajungând prin ministrul fondurilor europene să fim campioni la absorpția de fonduri europene și să avem cea mai mare rată de absorpție a fondurilor europene de la momentul integrării în Uniunea Europeană. Și toate acestea cu un parlament care în permanență a blocat și a fost potrivnic. Așadar, îi îndemn pe ieșeni să privească cu încredere și în activitatea de aici, de la Terapia Iași, și în activitatea autorităților locale și în proiectele pe care guvernul le va putea dezvolta aici, în județul Iași, în primul rând pe partea de sănătate. Nu este puțin lucru să menții o activitate de cercetare cu 110 cercetători, dar și să realizezi un volum al exporturilor de 150 de milioane de lei dintr-o cifră de afaceri de aproximativ 350 de milioane de lei. Cu asta trebuie să se mândrească județul Iași, că aveți aici un model antreprenorial și un model de business național care este de referință pentru România. Iată că 40% din activitatea pe care o are compania este destinată exportului și discutăm fie de Europa sau America de Sud. Sunt toate exemple de țări care apreciază calitatea aceasta pe care produsele românești o au. Vă felicit încă o dată pentru activitatea desfășurată și vă doresc să o mențineți la nivelul acesta pe care l-am văzut adineori. De asemenea, făcând referire la facilitatea de redresare și reziliență, îl felicit pe domnul președinte Costel Alexe pentru că prin demersurile pe care dumnealui le-a făcut astăzi județul Iași este pe un loc fruntaș în ceea ce privește investițiile medicale. Iar aici, așa cum a menționat doamna viceprim-ministru, discutăm de trei mari obiective pe care, deși le-a precizat doamna viceprim-ministru, îmi fac datoria să le reiau puțin din nou pentru ca să rămână bine întipărite în discursul nostru. Discutăm de Spitalul Regional Iași cu o valoare de peste 500 de milioane de euro. Discutăm de viitorul Institut de Boli Cardiovasculare, care este o nevoie pentru Moldova și pentru cei care au aceste afecțiuni la nivelul județului Iași, cu o valoare estimată de peste 300 de milioane de euro, dar și de Institutul Oncologic, care de asemenea se va bucura de o investiție estimată la 50 de milioane de euro. Cu aceste investiții, județul Iași, din perspectiva Planului Național de Redresare și Reziliență, este aproape pe primele locuri, pentru că sunt investiții în valoare de peste 850 de milioane de euro, investiții, aș putea spune, record. Pentru acest lucru vă felicităm, domnule președinte al Consiliului Județean. Și, de asemenea, din perspectiva echipamentelor medicale
și a cererilor de finanțare depuse pentru echipamentele medicale, să știți că, așa cum a menționat doamna viceprim-ministru, aveți un număr de 7 cereri de finanțare cu 122 de milioane de lei, iar dintre acestea Institutul Oncologic deja are contractul de furnizare a echipamentelor medicale semnat. Aceasta ar fi, să zicem, rezumatul investițiilor din perspectiva Planului Național de Redresare și Reziliență în domeniul medical. Ocupați un loc fruntaș, să puteți să le duceți la bun sfârșit și să poată să servească oamenii și să poată să fie investiții cu accesibilitate pentru oamenii care au trebuință de serviciile medicale.